Oh, ce ploaie! Nu plouă deloc sub bradul acesta bătrân. Am mai stat o tură aici. Păi ce vreme am prins și astăzi. Bună ziua, bine ați revenit pe canalul Pescuit și Natură. Momentan stau la adăpostul acestui brad. Sunt reprize de ploaie. Dă plouă, ploaie torențială, ba iese soarele. E o vreme așa cam ciudată. Astăzi sunt în căutarea păstrăvului pe niște mici păriașe. Vreau să văd dacă mai e păstrăv aici. Era păstrăv când eram eu copil. Nu am fost de mult timp aici și vreau să încerc puțin. Vizionare plăcută! Plouă cu soare. Hai, cum am păstrăvaș de acolo. Nu iese. Uite. Nu mai face. Este nefunșel. Uite ce este. Ce fain. Bă, frumusețe. Ce fain stă acolo în curent. Asta e nimfa la care l-am prins. Am indicat să pun mâna puțin pe el. Iar ploaie, bineînțeles. Iar caut un brad să stau puțin. Uite asta. Am un brăduț, mă protejează. Vreau să dau două ori de aici, să arunc dacă tot. Uite. Aici, de sub copac. Uite, un păstrăvaș. Încă un păstrăvaș indigen. Super. Mai stau puțin de ploaie. L-am scăpat. Ploaia se termină, la plouă puțin cu soare. Ce peisaj frumos e aici. Păduri de brad. Un râs sălbatic. Dacă ar mai opri ploaia asta din când în când, ar fi totul perfect. Așa, așa e. Nu m-au dat chiar deloc, stau sub un brad foarte, foarte stufos. Uitați-vă, ce stufos e acesta, deloc nu m-au dat. E uscat aici lângă mine, aici am stat. Superb. Ce grădiniță de păstrăvi aici.
Foarte multe trăsături cred că am avut de exemplare așa mici și am ratat. Uite. Încă unul la grădiniță. Uite. Frumos, frumos păstrăvi aici. Frumoase și locurile. Nu a fost greu să car minciocul, am zis că sunt mici păstrăvașii de aici. Sunt mici, dar m-a ajutat minciocul. M-a ajutat minciocul. Ce culori. Faină nimfa asta. Numai la ea am prins majoritatea, pentru că la nimfa asta i-am prins. Uite-a! Încă unul! Da, pe asta sunt câteva mai faini! Asta e cel mai mare pe ziua de azi. Plină groapa asta. S-a agățat nimfa cealaltă. L-am prins la nimfa de sus. S-a eliberat singur. M-am prins la nimfa asta de sus. Chiar un păstrăv mărișor. Stai, 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 stai. Ce colorit. Ce colorit avea. Ce colorit, păcat. Păcat că nu am avut minciocul să fac câteva poze. Mai ales ăsta ultimul ce pete roșii avea. Cum intre?
Foarte minte și ăsta are foarte faine puncte. Dar nu se compară cu cel mare. Avea niște puncte așa de stridente acela. Nu știu cum să ia, să merg el. Să merg în aval. Nu sperie pe acolo, dacă mai sunt câțea. Mai din păcate râul s-a tulburat. Ploua destul de puternic. Este loc fain era așa chestia. Mai încerc puțin așa pe apa aceasta, cine știe. Din păcate, închei partida de pescuit. Mai aveam vreo 2 ore de lumină în care puteam să mai abordez câteva locuri, precum acesta, un loc foarte sălbatic. Toată zona aceasta e foarte sălbatică. A fost o partidă foarte bună. Am prins destul de mulți păstrăvi, am scăpat foarte mulți păstrăvi. Am pescuit exclusiv la nimfe astăzi. Mă bucur că am ajuns și pe zona aceasta. E un pârâu pe care de mult timp vreau să-l explorez. E prima oară când pescuiesc. Știam de acest pârâu, am ajuns aici datorită unui vecin. Un vecin mi-a povestit când era el copil, prindea păstră pe acest pârâu, iar locul e unul destul de izolat, așa că erau șanse destul de mari să mai fie ceva păstră aici, mai ales la cum arată locurile și la cât e de sălbatic. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!